Dependenții de substanțe halucinogene trăiesc cu impresia că drogurile îi scapă sau le rezolvă problemele. Dar detașarea de lumea reală și refugiul într-o lume imaginară are consecințe nefaste, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung. Tulburările de comportament, cele psihiatrice, agresivitatea socială, dar mai ales afectarea capacității intelectuale sunt doar câteva semnale potrivit cărora viitorul României este unul sumbru, dominat de analfabeți, dacă nu se vor găsi metode eficiente de combatere a consumului de droguri. Doctorul Radu Țincu, invitat la Salonul Hunedoreean al Cărții, unde și-a lansat volumul Învinge dependența, a vorbit pentru Hunedoara 1 TV despre pericolul privind degradarea calității umane generată de consumul de droguri. Efectele în timp sunt irecuperabile, iar peste câteva zeci de ani în România se va forma o categorie importantă de analfabeți. Cum vedeți viitorul în cazul în care se continuă, iată, amplificarea consumului de droguri, amplificarea consumului de alcool în viitor, cum ar putea arăta România? România ar fi compusă dintr-o societate unde există disfuncționalități, spuneam de tulburările de comportament, tulburări psihiatrice care cresc odată cu acest consum al substanțelor psihoactive, apar acele fenomene de agresivitate socială și le vedem în fiecare zi la știri, nu? Tineri care sub influența drogurilor comit acte de violență. Dacă ne uităm doar la declinul neurocognitiv, adică afectarea capacității intelectuale a acestor tineri, putem trage concluzia că vom avea o societate din ce în ce mai proastă din perspectiva aceasta a IQ-ului intelectual. Nu ne dorim să avem, dacă acum discutăm de analfabet funcțional, atunci vom avea analfabeți fără această funcționalitate, pentru că afectarea neurocognitivă este prezentă. Drogurile începute din perioada adolescenței vor avea cele mai grave efecte în dezvoltarea sistemului nervos central a acestor copii și, din păcate, multe din aceste sechele nu vor mai putea fi recuperate. Se cheltuie sume enorme pentru materiale de informare cu privire la riscul și efectele consumului de droguri, pe evenimente și acțiuni de prevenire, metode ineficiente dacă sunt desfășurate doar ca simple sarcini de serviciu. Ca specialist în toxicologie, doctorul Radu Țincu spune că accentul trebuie să se pună pe reintegrarea dependenților în societate și pe adaptarea metodelor de informare în funcție de specificul cazurilor. Ce trebuie făcut? Cum trebuie acționat? Cine trebuie? E nevoie de campanii de informare, însă nu trebuie să le facem doar scriptic, nu trebuie doar să bifăm că am făcut o oră de educație medicală. Ea trebuie să fie cuantificată prin niște feedback-uri ulterioare în rândul comunității elevilor, să ne asigurăm că ei au înțeles mesajul. Pentru că dacă facem astfel de campanii doar pentru a ne asigura că s-a făcut ceva, evident că nu vor avea niciun fel de efect. E nevoie de echipe de comunicare multidisciplinare, unde trebuie să existe medici, psihologi. Acel mesaj trebuie să fie adaptat capacității de înțelegere a elevilor, trebuie să fie poate chiar și regional adaptat în funcție de problematica din zona respectivă. Un alt lucru pe care cred că ar trebui să-l facem este să le oferim părinților capacitatea să-și testeze copiii. Din păcate, în România, în acest moment, orice părinte are o suspiciune legată de consumul de droguri, trebuie să plătească testarea toxicologică, pentru că statul și Casa Națională de Asigurări de Sănătate nu decontează aceste teste. Am încercat și încerc în continuare să îi conving să introducem testarea gratuită a elevilor atunci când părinții au suspiciuni și să fie decontată de către stat. Un prim pas în rezolvarea problemelor este identificarea lor cu ajutorul unui psiholog, stările depresive putând fi remediate fără a apela la droguri.